E important să înțeleagă toată lumea că ANAF-ul nu este un organ represiv, ci este un partener și trebuie să fie un partener al mediului de afaceri, un partener care acționează pe baza unor reguli foarte clare, reguli care sunt stabilite de legiuitor. Această reformare a ANAF trebuie să se clădească pe acei piloni, pe acei oameni din structură care înțeleg să-și facă treaba în mod cinstit, onest, transparent, fără să abuzeze de o putere pe care o au, dar fără să fie, să închidă ochii sau să fie prea flexibil atunci când, reprezentând o instituție a statului, trebuie să fie în măsură să ia decizii și să tranșeze. Mă aștept de la dumneavoastră și în anul care vine la o îmbunătățire a activității, la o creștere a gradului de colectare, dar o creștere a gradului de colectare, mai ales prin reducerea evaziunii fiscale.